dăm în numele lui Dumnezeu, pentru că suntem chemați să tratăm pe cel de lângă noi, să facem fapta bună în numele lui Dumnezeu, în numele persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că ne spune Sfântul Clement Alexandrinul să ne purtăm cu multă cuviință față de cel de lângă noi, ca și când ne-am purta cu Domnul. Atunci când noi dăruim și arătăm dărnicie, de fapt, împlinim ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și în același timp răspundem dărniciei cu care Dumnezeu ne-a învrednicit mai înainte. De altfel, lucrarea aceasta de împlinire a poruncii Mântuitorului, iată, va avea răsplată veșnică, căci la dreapta judecată vom fi chestionați pe marginea acestei milostenii trupești, milostenii sufletești pe care am împlinit-o. Criteriul nu va fi standardul acela cât ai iubit. Nu le va întreba cât am iubit, ci modul cum am practicat iubirea. Măsura iubirii, măsura care, se vedește în faptele noastre, în dăruirea noastră, până la urmă, în bunătatea noastră, pentru că e frumos să ascultăm, să primim, așa cum am spus, cuvântul lui Dumnezeu, dar este bine să-l și împlinim, pentru că Dumnezeu cere să ne ducem cu această împlinire până în cele mai mici amănunte. Nu doar să spunem Doamne, Doamne, ci așa și cum să se spune exemplificăm puțin mai târziu, da. Păi, în continuare, în versetul 39, cum foarte bine ați precizat, Mântuitorul intră în zona pildelor, tocmai pentru a face accesibil mesajul său tuturor celor care erau de față, și le-a spus o pildă. Poate orb pe orb să călăuzească, nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul său. Părinte, e o introducere mică aici. E o introducere și face referire la o... face o comparație, să zicem. Dar înainte de a face această comparație, ne arată că cu aceeași măsură cu care vom da noi, cu aceeași măsură vom și primi. Și aș vrea să fac doar o referire. E bine să facem totul cu măsură. Dar în a face bine, nu cred că mai există măsură. Nu mai există acea prea multă socotire sau calculație. Dacă ne deschidem și facem faptele cele bune cu toată inima, vom primi și noi din belșug dar de la Dumnezeu, pentru că noi dăm cu a noastră măsură omenească cât ne stă nouă în putere, iar pe de altă parte Dumnezeu ne împărtășește cu a sa măsură. Noi facem faptele din punct de vedere omenește. Tot ceea ce vom primi ca răspuns au acea încărcătură dumnezeiască. Faptele noastre și măsura noastră este limitată. Măsura lui Dumnezeu este nelimitată. Ea este din prea plin. Și ne se spune, cu zgârcenie, ne spune Sfântul Apostol Pavel, cu zgârcenie vom semăna, cu zgârcenie vom secera. Cu dărnicie vom semăna, cu dărnicie vom și secera. Și știm cu toții că a da, că e vorba tot de ceea ce am spus noi mai devreme, a da este, a primi este omenește. A dărui este dumnezeiește. Și mai jos, așa cum am spus în versetele pe care le-ați citit, se vorbește despre faptul că e bine să avem cunoaștere. Să cunoaștem ceea ce ne spune Dumnezeu. Nu să rămânem la suprafața vorbelor sale dumnezeiești, pentru că mulți rămân la suprafața acestor vorbe și nu înțeleg sensul acestora. Și cred că aici, în aceste versete, se vede referirea pe care o face Hristos Domnul la farisei, la acei oameni care arătau ceva și trăiau altceva, vorbeau ceva și se purtau în alt mod. Și ei, cei care vorbeau despre împlinirea legii și împlineau, de fapt, erau ca niște oruri care nu înțelegeau sensul adânc al învățăturii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și atunci, Mântuitorul aici, oarecum, îi critică. Le spune, cum puteți voi să fiți călăuze când voi nu cunoașteți, aveți această orbire sufletească să călăuziți și pe alții, pentru că știm cu toții, nu poți să călăuzești atât timp cât tu nu cunoști și poți să duci și pe altul în groapă. Nu? Adică să-l duci spre pierzanie dacă tu nu însuți nu ești capabil de a vedea, de a întrevedea drumul acesta care duce la veșnicie. Nu poți să dai lumină. Ai lumină? Ai primit lumină? Poți să împărtășești lumină? Părinte, putem face o analogie vis-a-vis de aceste cuvinte ale Mântuitorului de călăuzire, de îndrumare, să le aplicăm, să le raportăm la mentalitatea omului din ziua de astăzi, care poate nu-și mai caută un părinte duhovnic,
crede că dacă are un dram de cultură, o minim așa orientare într-un spațiu teologiei, consideră că nu mai are nevoie, știe el ce are de făcut mai bine. Sunt asemenea oameni, cum să nu? Că Mântuitorul a găsit atunci când a venit diferite categorii de oameni. Ca și astăzi, oamenii se împart în mai multe categorii și o să vedem acest lucru în finalul predicii de pe munte, acolo când Mântuitorul arată cum se împart oamenii. Unii sunt ca cei care ascultă și chiar încearcă pe cât le stă în putință să pună în practică, alții sunt prea plini de ei înșiși și plinătatea asta de sine îl orbește și îl duce până acolo încât se consideră la toate știutor, nu are nevoie, chiar desconsideră, merge până acolo încât desconsideră pe cei care caută sfat, care caută duhovnic, care se lasă conduși de către duhovnic pe calea aceasta a cunoașterii și a înțelepcirii. Și e bine de știut că orice om care se crede pe sine știutor și cunoscător a foarte multor lucruri, dacă nu are și acest, să zicem, revers, prin ascultarea părții celeilalte, nu poate să știe care este măsura și în același timp nu se poate niciodată verifica. Omul care merge către duhovnic, cum a spus, vede care sunt minusurile și în același timp poate să corecteze neajunsurile vieții. Și de fapt, omul care face toate aceste lucruri poate să înainteze pe calea cunoașterii și își dă mereu seama că este la început. Că noi suntem mereu, mereu la început și cunoașterea noastră este limitată și putem să ajungem chiar când cunoaștem foarte multe, să spunem că de fapt eu știu că nu știu nimic. Cu cât sfera cunoașterii se mărește, cu atât tangența la necunoscut e mai mare, îți dai seama că mai e foarte multe de cunoscut. De altfel, Părinte, cred că cine nu intră într-o această mantie, într-o această sferă a smerenii, practic se aseamănă aceluia care încearcă să-și zidească a sa casă, spiritual vorbind, dar pe o temelie de nisip, ignorând temelia cea tare a smereniei. Așa este. Aici când vorbiți despre temelie, temelia casei pe care, temelia pe care se zidește o casă, e vorba de acea puterea învățăturii Mântuitorului Hristos, care învățătura este mai tare decât orice stâncă. Pentru că, de fapt, tăria acestei învățături vine de la Domnul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu și este mai presus de orice poate să țină de sfera aceasta a lumescului, a trecătorului, a ceea ce este trecător. Și se întâmplă adesea că noi ne cantonăm viața noastră pe o anumită categorie de învățături care, la un moment dat, nu ne fac sau nu ne aduc acea putere ca să depășim anumite încercări ale vieții care sunt uneori mai puternice decât acea învățătură. Învățătura Mântuitorului Iisus Hristos dă stabilitate, dă consistență și în același timp tărie și putere. Și ne face să fim precum casa aceea zidită pe stâncă, care în fața tuturor vicisitudinilor, valurilor și furtunilor încercărilor și încercărilor vieții, rezistă. În continuare, Mântuitorul merge mai departe cu ale sale exemplificări cât se poate de potrivite. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă să scot paiul din ochiul tău, nevăzând bârna care este în ochiul tău? Fățarnice, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. O exemplificare cu mustrare părintească, dar foarte la obiect, care aduce atingere orgoliului personal, care de obicei merge într-o vedere a greșelii la aproapele. Așa este, merge într-o vedere a greșelii aproapelui nostru, judecata noastră, și pentru ca să exemplifice mai să ne aducă mai aproape de înțelesul primelor cuvinte, face trimitere la pai și la bârnă. Pentru că noi cu noi suntem foarte îngăduitori. Noi ne iertăm aproape totul, iar celuilalt nu iertăm aproape nimic. Și chiar scoatem în evidență cu faptele sale, cu toate că faptele noastre sunt mai pronunțate decât ale lui. Și aici, prin pai,
și bârnă, se vede discrepanța între ceea ce vedem la aproapele și ceea ce nu vedem la noi și este mult mai evident. De fapt, paiul din ochiul aproapelui sunt păcatele sale, iar bârna din ochiul nostru sunt păcatele noastre. Faptele vieții noastre care pot fi mult, mult mai rele decât faptele aproapelui. Dar noi nu le vedem pentru că suntem orbiți de propriul nostru orgol, de propriul nostru judecată și chiar de, suntem porniți așa și avem o pornire de a nu ne face noi autocritica și în același timp de a nu ne socoti pe noi răi, pentru că avem fiecare despre noi o părere foarte bună și părerea aceasta bună se cantonează în spațiul acesta încât mergem până acolo și nu ne putem discredita noi pe noi înșine, dar e bine să ne discredităm măcar noi pe noi înșine când suntem singuri cu noi înșine înaintea lui Dumnezeu și să vedem care sunt neajunsurile și pe urmă vom putea vedea faptele celuilalt și nu vom mai putea judeca, ne vom judeca pe noi cu aspirin, nu pe el. Părinte profesor, totuși, aducând discuția în planul celor vehiculate în civilizația noastră de secol 21, o civilizație necivilizată. Vedem că totuși se pune accent foarte mult, foarte apăsat așa, pe puterile proprii. Tu ești cel mai bun.